Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru februarie. Pentru cei cu soare, lună, venus, de nodul nord, în vărsător, la mulți ani tuturor celor care sunteți născuți în această perioadă, dar etalarea este valabilă și pentru cei cu alte planete, cum am spus mai devreme, nu doar cei cu soare în vărsător. Însă, după cum vedeți, câteva mesaje au venit deja. Pentru această lună, eventual, Doamne ajută să fie pentru tot anul, Jupiter se pare că își face simțită prezența în, în casa voastră și vă aduce multe binecuvântări, și în primul și în primul rând lumină și dragoste. Lumină pentru că Jupiter este strălucitor, E a doua planetă după soare, extrem de strălucitoare. Um, planetă de foc și planetă care aduce abundență. Însă aici, în acest mesaj, se vorbește mult special despre lumină și dragoste. Scopul unii dintre voi trebuie să vă vindecați energetic, să vă regăsiți libertatea, eventual să vă regăsiți puterea, posibil că ați găsit-o unii dintre voi până acum, cei care sunteți mai maturi și chiar dacă sunteți mai maturi, urmează să o găsiți, pentru că puterea nu se găsește așa oricum, nu vine pe tavă, trebuie să treceți prin multe încercări, să vă luptați, să vă dezvoltați curajul și odată cu această calitate vine și cealaltă puterea. Um, trebuie să aveți puterea să luptați pentru libertatea voastră, în primul și în primul rând și libertatea voastră de gândire, de simțire, chiar dacă vorbim de un semn de aer, semnul acesta de aer totuși are niște, are un vas cu apă pe care într-adevăr îl varsă, dar vărsați într-o direcție în care aceste emoții vor hrăni ceva pe cineva, vor aduce spor, vor aduce alin cuiva, deci, vorbeam de libertate, libertate de simțire, de gândire și, de ce nu, chiar fizică, să ieșiți dintr-un sistem tradițional sau oprimant. Însă, în paralel, trebuie să vă vindecați libertatea, nu vine așa oricum, trebuie să vă și vindecați. Pentru că nu e suficient să te eliberezi, trebuie să te și vindeci. Și vindecarea asta se face în timp. În momentul în care le aveți pe toate și. Probabil că. Probabil, adică se poate proba, sunt convinsă că în acest an le veți atinge pe toate într-un anumit grad. Vă veți sau nu vă veți bucura, veți conștientiza acest scop pe care unii dintre voi trebuie să-l manifestați în viața voastră, de a aduce lumină și dragoste în jurul vostru și în primul și în primul rând vouă. În primul și în primul rând vouă. Oricum, îngerii de lumină și îngerii de dragoste, pe care divinitatea, că sunt îngeri cu diferite, și arhanghel cu diferite scopuri în acest univers, îngerii de lumină și de dragoste sunt în preajma voastră să vă susțină și să vă ghideze către această cale. Că am dat foarte frumos pentru că la un moment dat chiar au fost cărți triste, probabil și presiunea din Capricorn uh, s-a simțit. În timp ce am amestecat cărțile, a sărit roata norocului. A sărit, așa, așa zic eu și așa și este. A sărit roata norocului. Norocul, Jupiter, despre care am vorbit. Norocul uh, începe să se manifeste într-un fel sau altul, prin această vibrație înaltă, dar re, re, ascultați mesajul pe care tocmai l-am transmis, pentru că uh, nimic nu vine pe tavă. Nimic și când vine ceva deosebit, cum este dragostea și lumina, cum este vindecarea, cum este libertatea, și libertatea implică responsabilități și puterea și tot. Toate darurile, chiar dacă sunt divine, nu neapărat umane, implică responsabilități. Deci, roata norocului, o schimbare de energie, o întâlnire de destin, ceva special se va manifesta, poate chiar a și început în această perioadă. Interesant că este și luna plină. Luna plină vine cu o energie de gratitudine. A trebuit să mulțumiți pentru dragostea, pentru vindecarea, pentru libertatea aceea pe care ați avut-o, ca să puteți atrage și mai mult și mai mult. La capătul setului de cărți, interesant, Marea Preoteasă, intuiția voastră începe să, da? intuiți că sunteți protejați, intuiți că toată durerea prin care ați trecut, ia uite și prin cât ați trecut, și la locul de muncă, și nu doar, și nu doar, poate parteneri care au fugit de voi, poate, dacă nu parteneri, pot să fie de afaceri, oameni care v-au mințit, care nu s-au implicat, blocaje mentale, probleme cu munca, poate chiar și cu sănătatea, le puneți capăt și începe să manifestați această trezire spirituală la dragoste și la lumină și, revin, nu se poate fără vindecare. Nu se poate fără vindecare. Deci, dați-vă timp, cu răbdare, lucrurile se vor manifesta așa cum trebuie în viața multora dintre voi. Eu o să pun cartea la loc. Ia de am deschis la șase de bute victorie să aveți victorie. Începe să manifestați ceva în practic. Sau cineva vă sună și vă invită. Vă invită undeva. Hai să vedem. Vărsător, soare, luna, venus, ascendent, nou, nord, de un vărsător. Februarie 2021. La mulți ani. Cei născuți în zodia. Ia uite, iar s opri la... Mai, mai, deci e important această mare preoteasă. Probabil că aveți planete în semne de apă, unii dintre voi. Hai să vedem să fac altfel. Ia, uite, iar au revenit cărțile. Păi, deci nu se poate. Deci ăsta este trecutul. Ăsta e trecutul. Vreau să fac un pic altfel. 8 de spade, 8 de monede și 10 de spade. Ce bine! 10 la care l-am văzut și l-am început cu roata norocului. Se schimbă energia. Mergeți înspre bine. Și asta pentru că ați muncit. Ați muncit pe rupte unii dintre voi și la locul de muncă ca să vă creați o stabilitate, să, să deveniți independenți, apropo de libertate, de freedom, da? Mergeți către nouă. Ați muncit să ieșiți din niște blocaje mentale. Poate unii, poate unii, 8-8, hm. 2 de 8, hm. Unii aveți un semn de pământ în preajmă. Dacă se încheie ciclul cu acest semn de pământ, după ce s-a transformat relația, ziua de transformare, pentru că aveți 2 de opt și voi semn de aer și el semn, sau el sau ea semn de pământ 8, amândoi v-ați transformat în această relație și financiar și prin felul în care ați gândit, a fost greu, nu zic că n-a fost greu, dar încheiați un ciclu. Acum acest ciclu poate să sau noul ciclu poate să fie în, aceleași, în aceeași combinație, dar sub o altă formă, mai faină. Intrați și voi pe alte, alte vibrații frumoase. Rămâne de văzut. Asta ține de domeniul trecutului. Și e drăguț că se confirmă ce am spus mai devreme. Ați trecut prin foarte multe, unii dintre voi. Acum în prezent ce aveți. U uh, ce frumos, doi de. Yeah. Frumos pentru că. E un pic mai colorat. Imediat. Ok. În prezent aveți 2 de monede, 4 de spade și 9 de cupe. 9 de cupe, clar că vă serbaz ziua. Felicitări celor care sunteți născuți la mulți ani, încă o dată, celor care sunteți născuți în zodia vărsătorului. Însă, trecând peste acest aspect, această veste și acest moment frumos, poate beți mai mult, poate dansați, îl meritați, măcar o dată An, unii dintre voi. Unii dintre voi iar aveți un semn de pământ care, ori voi sunteți într-un semn de pământ și altcineva, posibil voi între un semn de pământ și un semn de foc. Și semnul de pământ posibil să fie între voi și un semn de apă. Așa, mini mesaj. Pentru că le mai azvăl pentru unii dintre voi. Vă dăm o special. Semnul taurului, leului, peștilor, fecioară și cam atât. Însă, asta așa, dacă e, poate să fie și lună în fecioară, poate să fie și lună în, în taur, nu neapărat soare. Ca și la voi, evident. Acum, în prezent, am zis că încheiați un ciclu. Acum sunteți în postura în care trebuie să alegeți două monede. Monede reprezentând foarte mult, înseamnă lucruri practice. Poate să fie și o relație, poate să fie și un job, poate să fie și un hobby, poate să fie orice, și un om, un personaj în viața voastră. Însă, ce e frumos este că e una mai închisă, una e mai, mai deschisă. Sunteți în momentul în care trebuie să alegeți. Mergeți în continuare în varianta veche și încercați să o transformați, pentru că e un 8 aveți, un 8 e un 8 pe orizontal, da? Aveți aici deja 2, 2 de 8. Încercați să transformați relația veche, să vă detașați un pic, să vă ordonați mental, să vă vindecați ca să o duceți către o, o relație în care vă puteți bucura, o relație la care ați sperat, pe care ați vizualizat-o cândva. Este o alegere. Este o alegere. Sau alegeți o altă monedă, o altă relație, un alt job, o altă direcție, dar și aceea mai luminoasă să zicem, mai luminoasă pentru că nu s-a pus umbra timpului, nu s-au pus problemele încă, în general tot cei noi e sclipicios. Dar e alegerea voastră. Deja probabil că vă gândiți, sunteți așa, într-un du-te Vă gândiți pentru că aveți acest patru de spade, vă gândiți la această alegere insistent. Ce trebuie să alegeți ca să fiți și voi satisfăcuți, fericiți? Ca să vă împliniți dorințele? Ce trebuie să alegeți? Dar nu vă grăbiți că e Mercur retrograd, nu alegeți acum. Gândiți-vă, analizați bine și luați decizia la sfârșitul lunii, când iese măcar Mercur din retrogradare. Însă, Asta e și o stare de beatitudine pe care o aduce Jupiter. Simțiți că meritați mai mult, dar pentru acest, această stare trebuie să faceți ceva, nu? Trebuie să acționați, dar deocamdată sunteți. Ce să fac? Vechi sau noi? Vechi sau, sau nou? Da, e interesant că și aici apare vindecare și aici apare vindecare, da? V trebuie să vă eliberați de niște situații foarte neplăcute. Că ați fost voi bolnavi, că au fost ei. Iar variază. Și dacă celălalt a fost bolnav, energia se simte și de către partener și atunci și partenerul trebuie să se vindece de problemele celuilalt. Pentru că într-o relație aducem și bine și rău, aducem și bagajele, nu doar bucurile, da? Deci apare iar vindecarea, este foarte importantă ca să manifestați dragoste, iaute, dragoste și lumină. conectați-vă la îngerii voștri, după cum se vede, și aici, și uite, exact aceeași cromatică, dacă observați și voi, da? Violet, roz, exact aici, da? În cartea asta. E frumos. Vindecați-vă și dați-vă timp. În primul rând, întăriți-vă energia într atât încât să împingeți în afară orice săgeată, orice rană ar mai încerca să vină și, și, și chiar sub formă nu neapărat că cineva v -ar mai face în viitor, că oricum o or să facă întotdeauna, vor fi invidioși, oameni care nu știu să-și găsească cuvintele, poate și voi, adică toți greșim, da? Ideea este nu ca să nu vă mai atingă în viitor, ci, dragii mei, săgețile astea pot să fie și săgeți care vin din trecut, amintirile să nu vă mai atingă amintirile. Liniștiți-vă suficient, întăriți-vă energetic suficient cât amintirile să nu vă mai afecteze. Pentru că unor și amintirile sunt... ne țin pe loc, ne țin pe loc. Dacă ați avut probleme cu sănătatea sau aveți ceva probleme cu sănătatea și n-ați știut exact ce tratament să luați, eu zic că în primul și în primul rând liniștea, Vindecarea energetică revin la acest subiect. Este cea mai importantă în orice stare de boală și cu nouă de cupe, dacă aveți probleme de sănătate, o să fie bine. Vă vindecați. Dacă juglați între două joburi, eu zic să vă luați o pauză. Pentru că intrați într-un cerc vicios și anul ăsta, după cum am început și etalarea pentru februarie, cu roata norocului, cu lumină și dragoste, trebuie să manifestați altceva. Altceva. Nu vă mai concentrați atâta pe bani, concentrați-vă pe lucruri înalte, lumină și dragoste. În viitor, apare iar semn de pământ, apare și un semn de foc și voi la mijloc, să zicem, deși nu e obligatoriu. Poate aveți altceva aici. Poate voi sunteți venusieni sau aveți luna învărsător. Luna învărsător va fi destul de afectată de poziția lui Saturn învărsător, deci e posibil anumite probleme de sănătate să le resimțiți. Dar Jupiter totuși va da această susținere, că vă puteți vindeca. În viitor apare regele de monede, cavalerul de spade și regele de bute. Eu zic că ați muncit suficient cât aveți stabilitate. Cât aveți stabilitate. Și s-ar putea să auziți, pentru că ați ajuns, ați ajuns într-o poziție destul de, de bună financiar unii dintre voi. Asta în O să citesc cartea de ca și când vă reprezintă pe voi, da? Acest rege de monede. C e o energie nu neapărat o persoană. Dar, în cazul în care aveți o stabilitate financiară, mai spre sfârșitul lunii, o să auziți o veste de la cineva cu multă inspirație care vă cheamă la un proiect. Și puteți lucra de la egal la egal cu acest personaj. Sau proiectul care vine este pe măsura valorii voastre. Vestea despre acest proiect, această oportunitate, iar citesc cărțile de ca și când nu ar fi personaje, vi se potrivește și vă, vă dă posibilitatea să explorați ceva nou, o, o idee interesantă. Și eu zic că aveți nevoie de așa ceva, pentru că v-ați concentrat prea mult pe bani, pe chestii unii dintre voi, da? Acum, revin la altfel de interpretare. În momentul în care, cel puțin una asta, da? Stați și vă gândiți bine, bine, bine cum să vă vindecați, cum să nu vă mai lăsați afectați de trecut, ce să alegeți ca să vă fie bine, ca să manifestați destinul vostru, ca să atrage speranță, lumină și dragoste, spre sfârșitul lunii veți fi puși să alegeți iar între un semn de pământ și un semn de foc. Că sunt bărbați, că sunt femei, care exprimă latura lor masculină din acest element, iar, nu contează. Va trebui să alegeți. Între un personaj care va atrage prin, prin forță și prin, prin pasiune și prin originalitate și prin capacitatea de a conduce, de a fi bătăios și alt personaj la fel de puternic, dar care își manifestă forța altfel, într-un mod mai calm. Ai pământean, vă dă stabilitate eventual. Regele de, de foc, da, e, e fain. <laughs> Cine nu-și dorește un rege de foc? Un leu. Da, sau un berbec sau un săgetător. Dar uneori nu sunt așa de stabil cum și-ar dori unele persoane. E undeva în spatele vostru. Asta în cazul în care sunteți voi. E o discuție între acești regi. Ori voi discutați, ori voi trebuie să alegeți, iar variază. Regi sau regine, evident. Unul, am zis, vă dă stabilitate, celălalt vă instigă, vă aprinde și aveți nevoie de așa ceva. Pentru că sunteți semne de aer și dacă sunteți într-un mediu prea constant, vă răciți, aveți nevoie de foc și focul are nevoie de voi. Iar, variază. Dar, dacă sunteți la o anumită vârstă și alegeți stabilitatea, puteți să mergeți înspre acest semn de pământ, unii dintre voi. Să lăsați în urmă pe cel care v-a pus pe jar și să mergeți către cine vă oferă stabilitate. Dar decizia, am zis, luați-o mai spre sfârșitul lunii. Oricum, două persoane foarte importante în viața voastră. Din acest motiv, alegeți, alegeți cu grijă, gândiți-vă, reevaluați-vă dorințele, dorințele și nu doar, doar dorințele, nu, nu doar rațional, că totuși vărsătorii sunt semne de aer, dar analizează bine, chiar foarte mult, anumite lucruri dar încerca să simțiți că aveți niște cupe aici, să simțiți ce aveți nevoie ca să vă manifestați puterea, să vă manifestați libertatea, să vă manifestați vindecarea și în mod special dragostea și lumina. De ce fel de parteneriate e un doi de monede ce fel? și doi bărbați aici, sau două figuri importante. Poate am doi sunt șef sau aveți, cum am zis, o ofertă de job variază. Nu e musai să fie romantică. Dar sunt doi oameni foarte importanți. Gândiți-vă bine. Nu vă aruncați pentru că acest cavaler de spade, care reprezintă un semn de aer, că o să fi voi, că o fi alt cineva, iar poate să varieze, este o energie foarte, foarte iute. Iute și la vorbă și la mânie și în felul în care gândește și manifestă este cel mai iute. E mai, lute, mai iute, decât chiar cavalerul de ute. E iute ca vântul. E iute ca vântul. Și dacă voi sunteți așa uneori, pentru că știu că cei care au planete în clare și eu am și știu cum, știu cum e. Mai ales dacă aveți Marte, pf. Dar Nu vă grăbiți. Da, a zis: luați-vă timp, dați-vă timp să gândiți și apoi luați sabia și manifestați repede că Jupiter înseamnă și expansiune în direcția pe care ați analizat-o bine. Reevaluați-vă dorințele. Pasiune este stabilitate puteți să găsiți într-o anumită zonă sau în anumite brațe. Depinde de voi ce alegeți. Depinde de voi ce alegeți. La capătul setului de cărți, iau uite. Mai, am mai văzut justiția, nu v-am mai zis. În timp ce amestecam cărțile. Justiția care a fugit eventual sau fuge balanța, pentru unii e o balanță care tot are tendința să fugă la locul faptei, Probabil o balanță printre prieteni cu care mai comunicați din când în când, amical, unii dintre voi. Ce văd eu aici? Văd că ați încercat să puneți capăt unor nopți pline de stres, datorită unei relații extrem de, de profunde și de sensibile pe care ați avut-o cu cineva. Cineva din copilărie, din cartier, dar pe care i-ați simțit la modul profund. Profund. Și voi și ei. Șase de cupe. Este un personaj care. Este ca frate, ca sora, ca un fost iubit, un fost soț da, din altă viață. Ați vrut să comunicați, ați vrut să vindecați această, acest stres datorită acestei relații, la un moment dat. Ați vrut să vă întâlniți cu ei și totuși să echilibrați situația și totuși cineva fuge. Cineva tot timpul fuge de această întâlnire foarte importantă între două suflete. Cu fi balanță, cu fi semn de apă pentru unii, iar variază. E o dragoste. E o dragoste, totuși, dar care n-a fost manifestată din teama unuia de, de a se implica prea mult. Unul dintre voi... a fost îngrozit de această profunzime, zic îngrozit pentru că altfel n-ai fugi de la locul faptei sau dintr-o relație atât de frumoasă. De atâta emoții. Și în general... Cei care vor să conducă, într-un anume fel, cam fug de emoții. Dar eu zic că ați încercat să puneți capăt acestei situații, să vă ajute Dumnezeu chiar să reușiți să nu vă mai afecteze nici amintirea acelor nopți da? pierdute, sperând, visând că vă veți împăca. Dacă acest personaj care a fugit revine în viața voastră și revine sub forma lui uh, regelui de, de bâte, pentru că poate să fie orice altă zodie. Am zis că poate să fie un semn de aer, poate să fie oricine. Oricine are pasiune pentru voi, care vine repede, mai ales că e mercur retrograd. Mențineți-vă voi echilibru. Aveți un patru aici. Iar e un echilibru mental. Mențineți-vă echilibru. Dacă vreți. Dacă vreți. Oricum, mare grijă, nu manifestați nimic ieșit din comun până nu iese arcuri din retrogradare. Hai să mai clarific ceva. În trecut ați vrea să mai clarific. Ah. Clarific în regele de. Ah. Iau temperatul. Unde De te dus? împăratul. Iar patru. Locați eventual pe cineva în zodia leului. Unii dintre voi, voi vărsători, blocați. Ați sperat. Ați sperat o relație cu cineva cu marcaj în zodia leului sau cu cineva foarte orgolios. Poate are marcaj, neapărat zodie. Marcaj, poate să fie Marte. Dacă e un bărbat cu Marte în zodia lui, poate să fie orice zodie. Se va manifesta cu multă mândrie, mai bine zis orgoliu. Au fost niște secrete, a fost dragoste, o dragoste rănită, frântă, da, o inimă frântă, a fost dragoste din cauza unor secrete. Voi aici ați iubit pe cineva prea mândru și la un moment dat ați învățat eventual să îi blocați ca să manifestați victorie față de acest semn, față de acest semn sau personaj foarte pasional, original, sexy, dar eu zic că ați blocat și ați rupt legătura cu ei, cu acest turn, ca să manifestați victorie. Posibil, posibil, foarte posibil, să vină mai spre sfârșitul lunii, nu știu, la un moment dat, că variază, să se întoarcă acest personaj. Rămâneți stabil. Regele de monede vă poate reprezenta pe voi. Dacă vreți stabilitate, evident. Dacă nu, luați leul de coamă, taurul de coarne și manifestați ce vreți voi. Însă a apărut împăratul. Eu zic că ar trebui să fiți în control. Ar trebui să fiți în control. Hai să mă amestec. Ce ar trebui să clarific. Aș vrea să clarific acești bărbați. Acești bărbați. Ia, cam regele de monede. Cine este regele de monede? Pentru că, în principiu, după cum a arătat și mesajele inițiale, voi trebuie să vă vindecați, să vă găsiți lumina și dragostea în voi, să învățați să vă iubiți pe voi, ca să puteți să alegeți corect. Iar, am văzut, alegeri doi bărbați, da? Asta e. Ia să vedem regele de monede. O dată, două ori, trei ori. Cineva care plânge după voi? Patru de cupe? Ha. Ia să vedem. Cavalerul de spade. Cavalerul de spade. De, două, de trei ori. A zis că ați muncit ca să fiți independenți, eu vă văd pe voi aici. Eu vă văd pe voi, independenți, pentru că asta e libertate, e libertate, libertate și dragoste și lumină. Aici vă văd pe voi. Poate că ați avut un parteneriat, iau, iau te iar apare regina de monede și regina de bâte. Interesant. Deci exact partenera acestor regi. Și la mijloc, cinci de monede. O relație care scârție. Aici trebuie să vă gândiți voi ce vreți de fapt. Pe cine vreți de fapt. Clarificăm și regele de buze. Oh. Vreți să vă separați, să vă îndepărtați? E lună plină. Și cartea aceasta a plecării, șase de spade, poate să manifeste și o reîntoarcere. Însă, dacă, repet, dacă se reîntoarce acest om care a plecat cumva, care va bloca sau pe care i-ați blocat, dacă se reîntoarce pentru că e mercur retrograd și zic dacă, pentru că variază de la unii la alții, cred că apare iar blocajul. Pentru că voi acum simt că vreți să fiți independenți. Ia uite, vreți să mergeți înainte. Ați trecut prin multe probleme și vreți să mergeți către destinul vostru. Și aici trebuie să vă gândiți voi bine. Clarificăm totuși încă o dată patru de cupe. Ce vrea să înseamnă patru de cupe referitor la regele de patru de cupe. Clarificăm patru de cupe. A fost un triumf foarte amoros la un moment dat? S-a dorit o împăcare? S-a dorit o, o schimbare? s-a ajuns la lacrimi. Ia uite, ha. uite, conflicte, conflicte interne și totuși apare aici moartea. Transformarea aceasta despre care am zis. Se pare că și cu acest personaj, la un moment dat, ați încheiat o poveste. Hmm. Nouă. Ia uite. Uh, nouă de monede. Clarificăm nou de monede și cavalerul de spade. regele de monede ați avut și lacrimi, ați avut și conflicte, dar s-a pus capăt acestei povești. Ori ei, ori voi 9 de monede. Iar a apărut faetonul. Eu zic că asta este. O să alegeți independența. Așa simt. O să alegeți independența. Dacă vreți să vă mai bucurați, pentru că nu doar independența, vreți să mergeți către destinul vostru. Ia uite, intuiți. Intuiți că aveți alt destin. Hmm. Există un împărat, un om special pus deoparte pentru voi. Și intuiesc că acesta vă va aduce fericirea. Posibil, un om care are ambele calități, nu doar una din din cele două. Pentru că împăratul înseamnă toți patru regii la un loc, dar aici aveți doar doi. Simt că mai este un alt personaj care e mai e și mai și decât ceilalți pe care i-ați avut, bărbat sau femeie, da? Așa simt. Pentru că faetul nu merge către stea pentru că faetonul merge către stea și nu zi în musai către vărsător, merge către destinul său. Și voi aici stați și, ia uite, interesant? Stați în prezent și bine stați, și analizați bine ce vreți să manifestați. Ia uite ce interesant! Împărăteasa și magicianul. E cineva la drum, la distanță, care vă așteaptă să manifestați ceva împreună. Da? Așteaptă împărăteasa să manifeste magicianul. Ceva, această pereche divină. Și voi intui, simțiți, în momentul în care alegeți, vă alegeți pe voi. Vă așteaptă o altă fericire. Dați-vă timp. Cam atât de -o cam Eu zic că e fain. Eu zic că e fain. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Pa, pa!